Aproape 40.000 de tineri români își fac studiile superioare în afara țării, arată cele mai recente date oficiale. Jumătate dintre ei la universități de top din Europa, Marea Britanie și Statele Unite. Olanda și Irlanda au urcat rapid în topul preferințelor, iar după ai noștri vin inclusiv școli din Hong Kong și Singapore. În continuare, domeniul IT este printre cele mai căutate, iar pentru indeciși există programe de mentorat. Bianca este în clasa a 12-a, la un liceu de informatică, din capitală. Și-a trimis dosarul la 5 universități, din Anglia și Scoția, și a fost acceptată de 3 dintre ele. Va merge la Cambridge, deși nu știe dacă pandemia îi va permite să participe fizic la cursuri. Mi-am ales matematică, matematică pură. Sper să continui pe drumul acesta, dar probabil că lucrurile evoluând atât de tare o să găsesc un domeniu care momentan nici măcar nu există. Și Rareș se numără printre tinerii admiși la mai multe școli de prestigiu din Marea Britanie. Opțiunea lui este însă celebra Harvard din Statele Unite. Eu nu va trebui să decid din prima zi de facultate ce curs voi face. Pot să decid acest lucru în primii 2 ani. Cred că voi urma un curs în computer science, în informatică, însă sunt deschis și către altele, precum economie, neuroștiință sau chiar matematică. Deschidere pentru viitorii studenți există, mai mult ca oricând. Universitățile din Europa acceptă candidaturi până la vară. Pe fondul Brexitului s-au ridicat și școli din state care, înainte, nu erau luate neapărat în considerare. Sunt opțiuni și pentru elevii care sunt în căutarea unor universități care nu percep taxă de școlarizare. În Suedia sau Danemarca, de pildă, singurele cheltuieli sunt cele lunare de întreținere, transport, masă și cazare. Pe de altă parte, Olanda are o taxă de școlarizare de 1.000 de euro în primul an și de 2.000 de euro în anul 2 și 3. Cei care ar vrea să plece, dar nu cunosc pașii, pot apela la programe de mentorat, încă din clasa a 10-a. Fiecare elev care vrea să studieze un domeniu anume la universitate din străinătate, o să lucreze împreună cu un mentor care o studiat sau studiază exact același domeniu pe care vrea să-l facă și elevul. Zilele acestea este în plină desfășurare un târg universitar online. Participă școli renumite, inclusiv din Singapore și Hong Kong. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.